pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și urmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mâna ta tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui întinăscut, a venit la Iov un sol care a zis, voi arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-a aruncat niște sabeieni asupra lor, i-au luat și i-au trecut pe slujitori prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-l dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins soile și pe slujitorii tăi și le-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el, încă a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat. Asupra cămirelor le-au luat și au trecut pe slujitorii tăi prin ascuțișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-l dau de știre. Pe când vorbea el, a venit un altul și a zis, ei tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a ispit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tine și au murit și am scăpat numai eu ca să-mi dau de știre. Atunci, Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Voi citi și capitolul 2 de Iov. Fiii lui Dumnezeu au venit dintr-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vin? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutrerarea pământului și de la plimbarea pe care a făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-mi pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia atinge-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un joc să se scarpine și a așezut pe celuțe. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori.
Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Tofar din Naama, a aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii, de departe nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, că-și veteau cât de mare este durerea. Amin. Iată, în împrejurarea aceasta, a spus că Dumnezeu a avut cu cine să aducă în față și să îi arate satanei. Spune că era în țara Uț, avea niște principii deosebite. Un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană, adică curat. Un om care el nu a căutat să înșele, nu a căutat să mintă sau să facă anumite lucruri, ci el era curat, desăvârșit. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Iată, prihană, deci nu avea nicio vină și curat la suflet, așa cum am spus, tot ce făcea omul acesta, făcea într-o încredere desăvârșită ca să nu-l mânie pe Dumnezeu. Și mai avea a treia, se temea de Dumnezeu, a treia, și se abătea de la rău, patru lucruri extrem de importante pe care trebuie să însoțească orice copil al lui Dumnezeu care trăim pe pământul acesta. Să nu ne închipuim că Iov trăia într-o țară care era mai bine. Nu, era asemenea cum este și acum, era în părțile răsăritului, despre unele scrieri cam justifică că ar fi fost cam pe teritoriul URSS-ului. Iată că omul acesta avea câteva principii deosebit de importante. Cel mai mult era că se temea de Dumnezeu. Oare noi din ziua de astăzi ne temem de Dumnezeu? Eram de dimineață, am terminat Biblia și am luat-o de la început și citeam despre Avraam când a vrut să aducă ca jertfă pe Isaac. Discutam cu soția mea despre lucrul acesta. Cât a dorit el copilul acesta, că nu avea copil, avea copil mai din roabă, și acum s-a încrezut în Dumnezeu. Și când îngerul Domnului a venit și i-a spus să-l aducă ca jertfă, spune că a luat copilul, a luat lemne, a luat cămine, a luat și 2 slujitori și a urcat pe munte. A lăsat slujitorii la o parte, mai îndepărtare, și cu ce inimă a putut să urce pe munte ca să aducă ca jertfă pe Isaac. Deci el ceruse din tot sufletul lui, din toată inima lui și acum nu cugeta la încercarea aceasta. Cu alte cuvinte, cum, Doamne, mi l-ai dăruit, mi l-ai dat, m-a rugat atât ca să mi-l dai. Și acum am din lei, ce înseamnă lucrul acesta ca să-l aduc ca jertfă? Spune că a plecat și mergând pe drum, Isaac i-a pus întrebarea aceasta sfâșietoare. Și a zis, tată, dar unde este vițelul, mielul sau ce trebuie să aduci ca jertfă, animalul ca să aduci ca jertfă.
El nu i-a dat niciun răspuns. Și discutam noi împreună câtă tărie a avut omul acesta, dar se poate, pe undeva, să fi avut și încrederea aceasta că Dumnezeu va purta de grijă și îi va da. Și nu îi va lua copilul pe care l-a cerut atât. Dar nu este spus aici. Iată că a ajuns acolo el cu copilul și cu lemnele. A zidit un altar, cum se făcea înainte, a pus lemnele, le-a așezat și după aceea și-a luat pe fiul său, câtă inimă rece, cât sânge rece, cum zicem noi, să-ți iei copilul tău, să-l pui, să-l întinzi peste lemnele acelea, să-l legi cu funii și când a întors mâna să ia cuțitul să-l junghie, îngerul Domnului a strigat: Avrame, Avrame, să nu faci ceva necugetat, să nu faci rău copilului. Iată că Avram era în stare să facă lucrul acesta, dar l-a oprit Dumnezeu prin îngerii săi. Și a arătat așa, înapoi a ta, vezi că este un tufiș, așa un berbece, ia-l de acolo și adu-l ca jertfă. Cu alte cuvinte, a spune câtă tărie și câtă încredere a avut omul acesta. Când credea că este bătrân și soția lui era bătrână să mai nască, iată că Dumnezeu i-a dăruit un fiu. Ce arată lucrul acesta? Arată foarte clar că la Dumnezeu nu este nimic cu neputință, ci totul este cu putință. De aceea vedem la Iov lucrul acesta deosebit, că era fără prihană, curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Câteva caracteristici care ar trebui să ne însoțească pe fiecare dintre noi. Spune că i s-a născut fi și fiice. A avut 7 fii, ei obișnuiau să meargă unii pe alții, cum merg și copiii noștri, și acolo spune că mâncau și mai beau și vin și așa mai departe. Până în 4 fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Dar vedem la Iov un lucru deosebit, nu acest lucru este important. Este important dintr-un, să zic, o perspectivă că aveau ceva deosebit de a se vizita unii pe alții. Și după ce trecea zilele acestea, el chema și sfințea pe fiii săi. Adică, i-a ducea înaintea lui Dumnezeu, mijlocea înaintea lui Dumnezeu pentru ei, fie că păcătuiau, fie că nu păcătuiau, dar avea obiceiul acesta ca să-i aducă înaintea lui Dumnezeu. Și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și, și l-au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Iată alt lucru deosebit de important. Ca să mijlocim pentru cei dragi ai noștri, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, dacă nu sunt întorși, pentru toate rudele apropiate, trebuie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Fie că sunt credincioși, fie că nu sunt, dar datoria noastră este ca să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Spune că fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului
Și a venit și Satana. Știm că Satana este cel ce dă târcoale ca un leu, tot la Iov spune, ca să ne facă, că cu ai lui nu mai are treabă, cu noi are cea mai mare treabă, să facă să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Și vine și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și, cu alte cuvinte, după discuția pe care a avut-o cu Dumnezeu, Dumnezeu a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut pe robul meu Titi, pe robul meu Pavel, Gheorghe, pe roaba mea Mariana, pe sora cealaltă din spate, iată, pe Bogdan și pe fratele de la celălalt, Cui? Așa, Cui, nu trecea acum prin, pe fratele Marinescu, pe mine și așa mai departe. Iată că Dumnezeu vine și înfățișează pe robul său Iov înainte și spune: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Oare nu mai era oameni pe pământ? Erau. Erau destui, așa cum spune fratele Pavel. Dar Iov era omul care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și Dumnezeu spune că s-a lăudat cu el. Și a zis așa: este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, îi spune Satan. Și Satan a răspuns Domnului. Iată că nici Satana nu s-a lăsat, știm că el este cireț și de multe ori ne face ca să ne abatem de la calea noastră. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Ce tiptil ar putea să zică la luat? Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Oare degeaba ne temem noi de Dumnezeu? Cum că Dumnezeu veghează asupra noastră, a fiecăruia, El ne dă încercări, ne dă și biruințe și ne ține și sănătatea și tot ce avem nevoie. Oare degeaba te iubește Iov pe tine? Oare degeaba iubim noi pe Dumnezeu? Nu L-ai ocrotit tu? El ne ocrotește. Și spune mai departe: pe El, casa Lui și tot ce este al Lui. Normal. Deci familiile noastre, copiii noștri, părinții noștri și așa mai departe, frații și surorile de trup, frații și surorile de credință, pe toate Dumnezeu le-a ocrotit și le ocrotește. Dar vine Satana din nou, dacă vede că aici nu a găsit loc să recoare, și zice așa: ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are, și zice Satana, și sunt încredințat că te va blestema în față. Discutam noi mai devreme, până să înceapă, despre trecut. Iată că, dacă ar veni peste oricare om o încercare ca aceasta, nu știu cine ar rezista. Nu știu. Dar Iov a rezistat. Iov a fost omul care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și spune că Satana i-a zis Domnului: dă-mi-l pe mână și vei vedea. Și Dumnezeu a zis așa: te-l dau, dar să nu te atingi de el. Și spune că într-o zi, pe când fiicele ții și fiicele lui Iov mâncau, iată că a venit o furtună și a dărâmat casa, a căzut peste ei. Și unul din slujitori a venit să-i dea vestea aceasta. Nu mai avea alți copii decât pe aceștia. Iată ce încercare. Dar să vezi odată
10 suflete moarte. Să vezi că ți s-a dus, era, îl înzestrase Dumnezeu cu bogății, ți s-a dus toate vitele, toți slujitorii, și era normal la ce avea Iov să aibă slujitor enorm de mult. Să ducă totul. Și Iov nu a scos un cuvânt. Numai atât, că așa cum spuneți, și s-a aruncat niște sabieni și au început să ia vitele rând pe rând, au văzut slujitorii și așa mai departe. Și Iov? Iov rămâne neclintit. De ce? Pentru că era omul lui Dumnezeu și se temea de Dumnezeu. Și spune mai departe, după toate lucrurile acestea, atunci Iov și-a sculat după ce a murit fiii și fiicele, și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ. La evrei era un obicei ca în orice vreme când se abăteau un necaz peste ei și venea înaintea lui Dumnezeu, își rupeau hainele de pe ei și se tundeau și aruncau sărâni în cap, cum a făcut Mardoheu. Cum stătea la poarta cetății, îmbrăcat în sac și cenușe și în sac și presăra cenușe în cap, în sac și cenușe. Și a zis atunci, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce. Nu știu care ar putea să reziste la lucrul acesta și să spună aceste cuvinte. Gol am ieșit și gol mă voi întoarce. Așa este. Nu vedem noi în jurul nostru. Caută lumea să strângă, să facă, zidește palate, eu știu, cele mai sofisticate mașini și tot ce e. Și când vine boala peste el și moare, pleacă în patru blă. Nu ia nimic cu el. Gol am venit, gol plec. Iată ce credință mare aș putea să spun că a avut Iov. Poți să fii cel mai mare președinte sau cel mai mare magnat, așa cum spune fratele Pavel, și pleci fără nimic. Vedeam zilele acestea într-o incursiune, într-o emisiune despre nepotul lui celui mai mare traficat de droguri, Escobar, cum a găsit în casa pe care a lăsat-o Escobar ca moștenire peste un metru cub de bani. A avea atâția bani că era băgat în zid acolo și i-a pus pe o masă și avea peste un metru înălțime și peste un metru lățime de bani. Și nu știa omul acesta ce să facă cu ei și o parte din ei începuse să se degradeze de când i-avea. Toți făcuți numai pe vânzare de droguri. Și a zis tânărul acesta, degeaba i-a câștigat, degeaba s-a dus. El n-a spus niciodată ce are. Și a zăcut prin pușcării și peste tot. Degeaba ai, asta am vrut să scot în relief, nu drogurile, ci avere, să strângi toată viața și să nu folosești nimic. Când pleci, nu iei nimic. Cât a făcut Ceaușescu? Ce a luat cu el? Nimic. Iată ce înseamnă ca să îi slujim lui Dumnezeu și spune că comoara noastră este în cer, adică sufletele pe care s-a întors la Dumnezeu auzind cuvântul lui Dumnezeu, vestindu-le cuvântul, stând de vorbă cu ei și spunându-le despre lucrul acesta ca să-și pună sufletul la adăpost.
adică să se întoarcă la Dumnezeu, să vină la Domnul Iisus Hristos. Pune în Matei 11 cu 28-29, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu spune că voi da bogății, că voi da așa, nu, eu vă voi da odihnă. Și este un lucru deosebit de important ca să ai o noapte liniștită, un somn liniștit și să nu te gândești la tot felul de lucruri pe care nu ne privește. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe că noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Ce se întâmplă? Un străin, el are o țintă fixată și merge înainte, nu se abate nici la stânga, nici la dreapta. Chiar dacă îl oprește cunoscuții și stă de vorbă, nu știu ce, dar el trebuie să meargă la ținta aceea. Tot așa, și noi pe pământul acesta suntem străini și călători și ținta noastră desăvârșită este Domnul Iisus Hristos. Așa cum spune motorul nostru aici în spate, eu sunt calea, adevărul și viața, adică Domnul Iisus Hristos. Iată că Iov rostește aceste vorbe și spune: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului lăudat. Iată ce lucru minunat. După toate lucrurile acestea, să fii plin de înțelepciune și să spui Domnul fie lăudat. De ce? Avea pentru ce și avem pentru ce ca să rostim cuvintele acestea, Domnul să fie lăudat. De ce? Pentru că ne-a ținut în viețile acestea, ne-a dat copii, ne-a dat tot ce ne-a trebuit și mai mult decât atât ne-a dat sănătate și ne-a dat cel mai de preț, viața veșnică pe care am dobândit-o prin jertfirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este cea mai importantă, să zic, avere pe care a încăpătat-o pe pământul acesta, viața veșnică. În capitolul 2 spune din nou cuvântul: fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, deci s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului: de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iată. De multe ori, poate că cutreierăm și noi pe pământul acesta, ne plimbăm, dar trebuie să ne plimbăm cu grijă. De ce? Pentru că Satana ne urmărește și ne pândește la orice pas. Că el este peste tot. Se plimbă, și cutreieră pământul și caută ca să ne înghită, adică să ne facă să păcătuim împotriva lui Dumnezeu și după aceea plângem cu amar și regretăm dacă se întoarce anumite lucruri împotriva noastră. Ai văzut? Uite, ai văzut? Păi să vezi că n-am luat seama, n-am cugetat. Omul caută tot timpul de scuze. Dar Dumnezeu este drept. De aceea spune că Iov era un om care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Domnul a zis Satanei în versetul 3: ai văzut pe robul meu Iov? Dar se laudă cu Iov. Nu este nimeni ca el pe pământ. Și repetă din nou caracteristicile bune pe care le are acest om. Fără prihană și curat la suflet, el se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Ce lucru minunat și îndemn! Să ne ținem tare oriunde am fi, oriunde ne-am duce, să ne ținem tare în neprihănire. Iată un lucru deosebit de important. Și tu mă îndemn să-l pierd, îi zice
Dumnezeu Satanei, fără pricină. Adică, în omul acesta, eu nu găsesc nicio pricină ca să-i fac rău. Și Satana, după ce pleacă dinaintea Domnului, revine din nou și spune, a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Nu este normal? Cât dăm noi din banii noștri pentru sănătatea noastră? Alergăm în stânga, în dreapta, peste tot unde auzim că sunt medici mai buni, că se poate, și cât alergăm și ajungem. Dar, iată, vedem de a lui și spune, a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Așa e. Aleargă în stânga, în dreapta, dar viața este dată de Dumnezeu. Cât este îngăduit de Dumnezeu, atât trăim pe pământul acesta și atât cât este El. Este, mai zice românul. Când se termină asta după mosor, s-a dus viața. Asta, viața noastră, ca e o ață care este pe un măsor, este scris în Cartea Vieții. Până aici, atât, am trebuință de tine pe pământul acesta, iar acum te iau. Ce minunat este ca să auzim aceste cuvinte la sfârșitul vieții noastre. Și, dar ia întindeți mâna, zice Satana, și atinge-te de oasele, și de carnea lui. Vedem noi anumite boli și zilele acestea cu osteoporoza aceasta care macină oase, cu pielea care are vreo și așa mai departe. Cât de dureros este pentru un om, pentru lucrul acesta, că nu mai poți merge. Trebuie să stai, să te scapi, să te mănâncă pielea și tot felul de lucruri urâte. Dar ia și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat, zice Satana, că te va blestema în față. Dar Dumnezeu era Cel ce cunoștea inima lui Iov. Iov era omul care se temea de Dumnezeu și niciodată nu îndrăznea să ridice glasul asupra lui Dumnezeu. Domnul a zis Satane, iată, ți-l dau pe mână, numai cum să-i ia, adică să nu-i ia lui. Și am văzut noi din ce am citit ce a putut Satana să-l facă. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creșterul capului. Iată, ca să fii plin de o bubă și, cum spune mai departe, să te mănânce și să apuci să te scapi cu un cioc de sticlă. Ce se întâmplă? Tărpinându-te de mâncărimea aceea cu un cioc de sticlă, tot ești plin de sânge. Ce înfățișare avea omul acesta? Spune și Iov a luat un cioc să se scarpine și a sezut pe cenușă. Probabil că și cenușa aceasta avea și ea un rol, poate e mai alinat din suferință. Dar el s-a așezat smerit pe cenușă. Omul acela care era cel mai bogat, cel mai cu vază din răsărit, iată că acum a ajuns ca să-i plângi de milă, dar el nu a ridicat glasul asupra lui Dumnezeu. Vine Satana, așa se întâmplă de multe ori, la nevasta sa. Știm că încă de la început, femeia este un vas mai slab și cum să zic, o păcălește mai repede. Și zice așa, nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit, iată, toată usturimea, toată mâncărimea, tot ceea ce
făcea el, era neclintit. Dură lui neclintit în neprihănirea ta. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Nu ne știa ea că dacă îl blastă-mă pe Dumnezeu, mor. Ușurel așa, Satana a venit și a împins-o în față ca să-i spună în mâncărimea aia, în durerile acelea cumplite, enorme, care este, ați văzut când suntem bolnavi și suntem pe un pat de spital cu tot felul de dureri și de-astea și cerem calmante. Câteodată le primim, câteodată nu, dar cerem calmante ca să ne mai calmeze durerea. Iată că, pe timpul acela, nu erau calmante. Spune că Iov stătea pe cenușe și zice, vorbește, zice Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Deci știa clar că toate le primise din mâna lui Dumnezeu, și bogății, și răpiri, și tot ce a fost, Dumnezeu l-a fost la încercare, și acum a venit cu cea mai cumplită boală peste el. Și vine soția lui și îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Deci știa foarte clar, ca să-l blasteme pe Dumnezeu, adică să rostească cuvinte rele împotriva lui Dumnezeu. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Iată ce răspuns aș putea spune hotărător, pe care omul acesta care se temea de Dumnezeu avea aceste caracteristici în viața lui și în inima lui și atâta suferință, atâtea probleme, și spune nevestii când vine și îi zice lucrul acesta ca să blasteme pe Dumnezeu, spune, vorbești ca o nebună. Spune soției lui, ce primim de la Dumnezeu binele, iată ce lucru minunat, și să nu primim și rău. Cu alte cuvinte, ne-a dat Dumnezeu tot ce am avut nevoie, poate și peste nevoile noastre. Era bine atunci. Ca orice om, când este în glorie, când este în bogăție, e super. Când începe să ducă câte una, câte una, mulți din oamenii din zilele acestea ajung să cârtească. Și răspunde omul acesta, omului Dumnezeu, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău? În toate acestea, iată un verset argumentat, în toate acestea Iov nu a păcătuit deloc cu buzele lui. Iată, nu s-a lăsat doborând de durere, de mâncărime, de usturime și de tot ce a apăsat asupra lui. Și el nu a păcătuit. Nu știu dacă ar mai fi astăzi un om care să suporte atât pe fața pământului. Iată că Dumnezeu de aceea ne-a lăsat exemplele acestea ca noi să citim și să luăm seama la lucrul acesta. Mai departe vedem că cu toate lucrurile acestea, prietenii lui nu l-au uitat și a venit să stea de vorbă cu el și să-l încurajeze. Ce minunat este când prietenii te află într-o suferință și prietenii vin la tine și te încurajează. Eram în spital, a venit fratele Marinescu, după aceea a venit Iona Luciurca și cu fratele ăsta de la Bracovița, Fulgeanu, pe la mine și am stat o oră și ceva de vorbă și astea, parcă nu mai simțeam nici durere, absolut nimic. Sunt de vorbă și așa ne încurajam unii pe alții, iată că totul a trecut. Dar
când a apărut pandemia aceasta și nu mai intra nimeni și ieșea în spital, a fost extraordinar de greu. Cum era când soția mea venea la intrarea principală, lăsa sacoșa și mă suna și eu trimiteam o asistentă și lua de acolo sacoșul, dar nu aveam contact cu nimeni. Iată, trecea extraordinar de greu, mai ales în primele zile, să stai 3 zile numai pe spate, să nu te miști. Dureri nu aveam, că îmi băga tot timpul calmante. În 3 zile mi-a băgat 15 kg de lichide, erau niște pungi de 5 kg, așa, cu niște lichide, nu știu ce rol avea, să-mi spele rinichii și prostata, și după aceea îmi da calmante în niște tuburi mai micuțe. Ce băga, că nu mi-era nici foame. Ara încăra mâncare și spunea, nu mai aduc, că nu mai am. Zic, o dau în dormitor la oameni, că eu nu mai pot. Zic, îmi pare rău că nu putem să stăm de vorbă. Și mă uitam după geam și o vedeam cum cobora pe stradă, se oprea undeva unde se uita, știa că sunt la etajul 7 și la geamul la care ieșea, și prin semne. Iată, dar omul acesta, care a suferit atâta mâncărime, chin, usturime și așa mai departe, și să nu poată să vorbească cu nimeni. Soția lui, dacă a venit, lasă-mă pe Dumnezeul tău și scapi. Iar acum vedem că 3 prieteni ai lui, Iov, au venit să-l vadă. Era Elefat din Teman, Bildad din Șua și Tofar din Naana. Au aflat de toate nerocirile care îl lovise. Iată ce minunat este când auzim de un frate, de o soră, să putem să mergem în vizită la el la spital și să-l încurajăm, să stăm de vorbă. De toate nerocirile care îl loviseră, s-au sfătuit împreună și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Hai să fim serios, dacă ne duci, ne ducem și plângem încă un frate sau încă o soră, mai rău îi facem, că plânge și el odată cu noi. Dar oamenii aceștia spune că au plecat ca să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Normal. Deci ajungește atât de rău încât să nu-l mai cunoști. Iată, boala, știm și noi, face din om neom, cum zice românul. Te slăbește și eu slăbisem și așa mai departe, fiecare dintre noi care au trecut pe ușile spitalului. Și-au ridicat glasuri și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și s-au aruncat cu țărână în bătut. Acesta era obiceiul la evrei. Fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare este evrei. Faptul numai că i-a văzut este un lucru deosebit de important. Pentru, cu alte cuvinte, cum zicem, mă, nu m-a uitat nimeni, zic în inima mea, zic uite că și-a adus aminte și vine și pe la mine. E un lucru deosebit de important. De aceea este important, așa cum am mai spus, să când auzim de un frate, de o soră, să mergem să-l vizităm în orice situație. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.